Marian a ajuns în fața noastră să deschidă căile și ne spune ce se întâmplă în interiorul stadionului. Bună dimineața! Să trăiți dumneavoastră, domnul Dani, da, suntem în interiorul stadionului Universității Cluj, dar astăzi nu vorbim despre fotbal, vorbim despre handbal. Domnul Dani, îmi cer scuze, se potrivea foarte bine domnul Răzvan aici, pentru că el a făcut și handbal. Adică nu știu dacă e un sport pe care nu l-a practicat, dar te rog să nu te superi, domnul Dani, e mai multă zona lui Răzvan. Vorbim cu doi antrenori de handbal, să vedem cât de greu este să-i motiveze pe cei mici să-i aducă la acest sport, pentru că se mai au cu tableta, se mai au cu telefonul. Neața, bine v-am găsit. Din ce zonă sunteți și cum ați ajuns la festival? Bună dimineața, numele meu este Raluca Nicolae, suntem Clubul Sportiv Școlar Zalău. Am profitat de faptul că suntem aproape de Cluj și am venit cu mare drag la acest festival. Pentru copii este ceva minunat. Cred că sunt foarte importante și modelele. De exemplu, am avut Simona, numărul 1 mondial, foarte mulți copii mergeau către tenis. Avem Cristina Neagu, numărul 1 mondial, foarte mulți copii vin către handbal. Și am văzut că tu aici foarte multe fetițe. Da, faptul că Cristina Neagu acum este în prim plan a făcut o emulație foarte mare pentru copii. Toată lumea își dorește, toată lumea vorbește de Cristina Neagu și își dorește să ajungă ca și ea. Revin la tine. Domnul antrenor, este greu să-i motivați să-i aduceți către acest sport, pentru că se iau și cu alte lucruri. Vin singur la antrenamente sau îi aduc părinții forțat? Bună dimineața, Radu Samoilă mă numesc, sunt de la Handball Club Samo, din Cluj-Napoca, de aici. Nu e greu să-i aduc la handbal, într-adevăr e greu cu traficul din Cluj, îi aduc părinți evident, dar copiii vin cu mare, mare drag. Am reușit în scurt timp să creăm, uitați aici, am o parte din trupa pe care o avem și ce să vă spun, e cel mai important e să facă mișcare, într-adevăr, pentru că vor veni și zilele în care nu-i mai poți desprinde de tabletă și dacă ei de mii se obișnuiesc cu sportul, cu mișcarea, ce cel mai benefic lucru pentru copii în ziua de azi. Treabă bună, festivalul acesta este unde trebuie și se pare că își atinge ținta. Să scoată copiii din casă, să vină către mișcare, către sport. Sunt 40 de sport, adică au de unde alege. Așa e, au de unde alege și cred că de la an la an Sport Festival prinde tot mai multă putere, tot mai multă culoare, tot mai multă amploare și, într-adevăr, important e, mai ales la vârste fragede, am copii de la 5 ani la 11 sau deja seniori, important e, într-adevăr, să facă sport. Asta e cel mai important și cel mai benefic lucru pentru noi, pentru comunitate, în primul rând. Raluca, handbalistă, câți ani ai practicat acest sport? Am practicat 12 ani. Și am zis că mă reprofilez ca antrenor, îmi place foarte mult să lucrez cu copiii. Și de asta nu mă pot retrage din lumea handbalului. Vreau să fac și o încălzire cu ei. Acum ia să începem cu fetele aici. Bună dimineața, fetelor! Încercăm așa să-i salutăm pe Răzvan și Dani, să vedem dacă se aude de aici, de la Cluj până la București. Strigăm o dată tare, neața! Da? Hai, 3, 2, 1 și... Neața! A fost bine și aici, mergi și în partea cealaltă. Încercăm altfel aici, încercăm așa, neața, și voi vedem ce spuneți, că aveți altceva pregătit. 3, 2, 1 și... Neața! Victoria! Eu zic neața, voi victorie, nu, hai! Neața! Victorie! Neața! Victorie! Sunteți foarte buni și acum cu toții chiar să se audă până în București, da? Strigăm cu toții neața, hai! 3, 2, 1 și... Neața! Domnul Răzvan, domnul Dani, vă aștept la Cluj. Haideți că avem treabă, adică am stat la vorbă, dar trebuie să ne mai apucăm și de sport. Să trăiți toate cele bune. Succes maxim. Mergem la încălzire? Da! Haideți, fol la treabă! Hai, băieți, pe terenul ăla! Mulțumim tare mult, Duță. Mâine un privilegiu pentru noi să prezentăm un meci demonstrativ de tenis, Simona Halep, Marius Copil și invitații lor într-o gală de adevărate. Le-ați văzut că se vorbește de festival, deși e vorba de sport, nu este un campionat, este pur și simplu o bucurie a celor din Cluj de a strânge multe sporturi și de a ghida cumva traseele unor tineri spre sporturi pe care să le practice mai apoi. Este timpul să și